Fie că ați cântat frumos, că ați spus poezii frumoase, că ați predicat frumos, lauda nu e a niciunuia. Toată e a Domnului. Și toată, toată. Și în veci de veci. Și niciodată a noastră. Acum, știți ce greu e să vorbești la urmă? Întotdeauna când eu mă duc prin adunări și merg aproape în fiecare seară la evanghelizări, în România, cei care știți, e regula asta. Se ține un moment de rugăciune, fie că sunt adunări baptiste, evanghelice, pentecostale, un moment de rugăciune, cântă invitații, grupurile, câteodată, sau în cele mai multe biserici stau boxele la spatele amvonului și dau boxele cam un ceas și 20 de minute în cap și după aia trebuie să vorbești tu. Și nu este foarte ușor. Și ar fi dacă ar fi o seară, dar în toată seara și oamenii deja s-o obosesc, să plictisesc. Eu mă bucur, m-am uitat și la copii că n-au dat semne de adormire. Și am promis la fratele Adi Poenaru că n-am să vorbesc mult, așa am avut o seară, binecuvântată seară pentru mine cel puțin, la adunare unde am fost, cu fratele Ionel, cu fratele Adi, așa, și unde am mai fost și altă dată, unde m-a invitat pe vremuri fratele Bala, m-am simțit grozav și știți ce s-a întâmplat? Destul de mult, 12 ore, așa am făcut, m-am simțit epuizat, așa, și am constatat în seara aceasta de fapt că eu pe unde am mers să vorbesc, întotdeauna înainte de vorbire am avut probleme, slăbiciuni, stări din astea pe care numai eu le știu, m-am rugat Domnului, dar niciodată n-am fost dat de rușine. Și acum ar vrea să vă spun că am fost odată la o adunare la Știi. Acolo e un băiat, Claudiu, predicator, cei care îl știți. Ce s-a întâmplat atunci? Nu mi s-a întâmplat niciodată. Am spus, nu pot vorbi. Nu că nu pot vorbi. Nu mă pot ridica de pe scaun să mă duc la amvon. Nu se poate, frate Petrică, așa. Foarte greu în cele din urmă m-am dus și am spus fraților, nu pot vorbi și cred că în câteva minute cad la amvon dacă asta. Și n-am căzut. Dumnezeu m-a ajutat să duc slujba la bun sfârșit. Citind într-o carte a lui Zac Ponen, îmi place foarte mult acest păstor indian, a zis, explicând acolo de la 1 Ioan 2:6, cine zice că rămâne în el, în Iisus, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Și a spus, Iisus a trăit în smerenie, Iisus a trăit în voia lui Dumnezeu, Iisus a trăit așa. Și ultima, Iisus a trăit prin puterea lui Dumnezeu. Adică niciodată n-a vorbit cu puterea de la el, ci cu puterea de la Tatăl. Se ducea la rugăciune, precum s-a făcut în seara aceasta, primea putere de sus și apoi venea în popor. Și acum eu m-am dat seama că niciodată Domnul nu mi-a dat voie să vorbesc cu puterea mea. Mi-a luat puterea mea și am zis, gata, leșin, și mi-a dat puterea Lui cu care am putut vorbi, slăvit să fie El. În veci, binecuvântat să fie, amin. Mulțumesc Domnului că și după ce am împlinit 60 de ani în noiembrie, am mai putut să vin la Salzburg și cine știe cât o mai putea să vin și să umblu, Domnul să fie lăudat. În 17 noiembrie 2004 eu eram foarte, foarte bolnav cu inima, îmi făcusem socotelile cu Dumnezeu și eram gata de plecare și am zis, Doamne, azi e ziua mea de naștere și te rog să-mi dai un verset pentru ziua mea de aici din Scriptură. Nu procedez totdeauna așa, dar mai procedez așa. Deschid Biblia. Și dumneavoastră, noi suntem pocăiți, asta poate fi practicată și de oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, nu e o practică prea creștinească, dar e cuvântul Domnului la urma urmei. Și la urma urmei Domnul nostru Iisus Hristos a intrat în templu și i s-a dat cartea prorocului Isaia și a deschis-o la întâmplare și a dat peste locul unde scria despre el. Duhul Domnului este peste mine.
Și când câteodată mă mai condamn, mă, nu-i bine să fac, dar a făcut-o și Domnul odată și mai facem și noi, slăvit să fie El. Și acolo când eu am deschis în 2004, în 17 noiembrie, am dat scris, exact, i-am zis versetul 17 al meu, Genesa 13 cu 17, scoală-te și străbate țara, în lung și în lat, că ție ți-o voi da, a zis Domnului Avram. Amin. Și eu am zis, cum îs acum, nu cred că nu pot face așa ceva, dar dacă Tu, Doamne, ajuți, eu fac. Și apoi vreau să vă spun că în lung am tot străbătut-o. Negreștioaș, Baia Mare, Suceava, Botoșani, Ucraina, n-am străbătut-o în lat. Și astă vară am luat un băiat cu mine cu mașina și am zis, trebuie să împlinesc porunca Domnului, că e cam mult de când mi s-a dat. Am luat-o de aici, de la Caransebeș, până la Galați. Și m-am dus la Galați, n-am fost niciodată, ca la dumneavoastră. Vineri seara m-am dus la adunarea Oastei Domnului, duminică dimineața m-am dus la adunarea Pentecostală, duminică seara la adunarea Baptistă și am împlinit porunca Domnului, am străbătut țara și în lat. Slăvit să fie Domnul! Și dacă acum țara noastră e Europa, uite, mai îmi dă Domnul putere încă s-o străbat în lung și în lat. Slavă Domnului! E tare greu să te hotărăști ce trebuie să vorbești. Din seara asta tot am stat așa, i-am prins pe frața aici la un loc și zic, predic ce ar fi trebuit și mi-am pus în minte să predic duminică dimineața ieșirea bisericii din criză. Asta a fost în mintea mea. Asta este o predică mai lungă și eu nu vreau să vă țin atâta. După aia m-am gândit să țin o predică de evangelizare pentru pocăiți, iar ar fi fost prea lungă și în timp ce mă rugam, sora noastră dragă a ieșit și a spus poezia din Luca capitolul 5, Pescuirea minunată. Și am zis, asta vorbesc eu în seara asta. Și Domnul m-a mai iluminat și mi-am dat seama că de aici trebuie să vorbesc. Nu? Acum, cu ajutorul lui Dumnezeu vreau să vorbesc de aici. Și a trecut vremea tinereții mele când mă gândeam că trebuie să vorbesc așa să impresionez pe oamenii, asta nu mai fac, asta este un păcat. Din tot ce vreau să vorbesc, vreau să-i ajut pe oameni să se apropie de Domnul. Amin. Și cei care mă ascultă, și eu. Să impresionez nu-i mare lucru. Acum te ajută internetul, te ajută cărțile, te ajută copiezi pe cineva și impresionezi pe oameni, de-i lași gură cască. Nu mai vreau să fac așa ceva. Aș vrea din ce vorbim să fie oameni care să hotărăsc. Amin. Mi-aduc aminte că am vorbit odată la Deva, într-o biserică penticostală la Demisol, că nu era terminată clădirea acolo sub dealul cetății, și am vorbit ceva și am spus așa despre putere. Zic, în urmă cu câțiva ani aici, lângă dumneavoastră, în urmă, un tânăr învățător, pe nume Ion Marini, s-a ridicat pe o bancă în gara din Simeria, foarte multă lume, și a început să predice Evanghelia cu o putere extraordinară. Ce s-a întâmplat? I-a captat așa puterea lui Dumnezeu pe toți, oamenii au coborât din trenuri, impegații au stat și ei acolo, au uitat să respecte orarul, să dea drumul la trenuri și 2 ore Ion Marini a predicat cu o putere extraordinară. Un domn s-a uitat la el și s-a uitat lângă țăranul din lângă el și zice, domnule, dacă omul ăsta predică până mâine dimineață, eu nu plec de aici. N-am auzit așa ceva. Nu-mi dau seama de unde are puterea aceasta. N-am auzit așa ceva. Țăranul de lângă el a spus, îți spun eu de unde o are. M-ai nimerit la fix. Sunt chiar din localitatea lui, de la Săsior, din județul Alba. În fiecare seară, când eu mă așez animalele, îl văd pe tânărul învățător pe o cărăruie să duce în pădure. În toată seara. Și dimineața, când eu deja mi-am rânduit animalele, abia atunci coboară el de acolo. În fiecare noapte stă în prezența Domnului și de acolo și ia puterea.
Măi, eu am vorbit asta, așa am dat un exemplu și când am ieșit din biserică a venit un tânăr la mine, era în fața bisericii un chioșc, mers acolo la răcoritoare, el era dintr-o familie din epocă și a zis, frate Petrică, un alt om ca Ion Marini voi fi eu. Hotărât. Și am zis, Dumnezeu să te binecuvinteze. Amen. Și tot ce vrem noi să facem când ne adunăm, ne rugăm, vorbim cuvântul Domnului și să nu plecăm fără decizii de aici. Depinde în ce privință, unde ți-a vorbit Domnul. Domnule, hotărât. Și am auzit în seara asta că a vorbit fratele Ungur, sau a vorbit fratele Tinco, sau a vorbit fratele Cutare, ceva. Aici eu trebuie să-mi pun viața în rânduială. De asta ne adunăm. Și ne rugăm Domnului că atunci când vorbim, Domnul să vorbească prin noi. Ca cei care ne ascultă să ia hotărâri. Amin. Acum, dragii mei, am intitulat mesajul meu în seara aceasta Sfântul Apostol Petru la examenul apostoliei. Sfântul Apostol Petru la testul, la examenul apostoliei. Împreună cu mine este și fata mea, eu am trei băieți și o fată, e un băiat cu mine și fata noastră Lia, Domnul să o binecuvinteze. Ea, anul întâi la facultate, la Timișoara, la Politehnică, a avut examene grele și am zis acum după examene face o excursie împreună cu mine. Examenele sunt foarte grele, dar Dumnezeul trece pe fiecare om când vrea să se folosească de el prin examene. Și unele din ele sunt grele. Și la unii sunt foarte grele. Dar Dumnezeu știe ce plan are cu fiecare. După poezia sorei noastre dragi și a Evangheliei după Luca, capitolul 5, o să vă uitați împreună cu mine examenele la care l-a supus Domnul pe Sfântul Petru în dimineața aceea. Nu mai citesc cuvântul. Dacă aveți Evangheliile, deschideți-le. Dacă nu, ascultați. Primul examen la care l-a supus Domnul pe Apostolul Petru a fost examenul dăruirii. Și ne pune și pe noi. Primul test. Gândiți-vă dumneavoastră, eu am muncit, cum a spus un frate în România, 20 de ani am fost oțelar. Am lucrat în 3 schimburi și cel mai mult am lucrat de noaptea. Foarte greu. Mă dam jos la gară din tren, niciodată Dumnezeu m-a ajutat să nu folosesc băuturi, dar mi-era atât de rușine de oameni, eram atât de obosit, că nu puteam să-mi țin echilibru din cauza oboselii. Acum imaginați-vă un biet apostol sărac și flămând, care toată noaptea a văslit, toată noaptea, și acum apare Domnul la mal, poate că și cu o noapte înainte i s-a întâmplat așa ceva, și noi avem nevoie și de odihna trupului acestuia, și acum Domnul pune pe Petru la încercare, la testul acesta și îi spune... Iisus a văzut două corăbii la marginea lacului, pescarii ieșiseră din ele să-și spele mrejile să plece acasă și Domnul a avut nevoie de corabia lui Petru și de el. N-am dormit nimic, am nevoie de corabia ta. Aici sunt 5.000 de oameni sau 10.000 de oameni care au venit să asculte. Este una dintre cele mai mari evanghelizări din ultimul timp. Și am nevoie de corabia ta. Îți dai corabia la 15-20 de metri depărtare, stai acolo în spate și te rogi și eu voi predica. Evanghelizarea începe la ora 9 dimineața și se încheie la 9 seara. Tu o să stai, eu am nevoie de corabia ta. Și am nevoie de timpul tău, de rugăciunea ta. Tu trebuie să stai cu mine, dar acum... Mai sunt corăbii. Eu toată noaptea am văslit. Domnul pune pe Apostolul Petru la testul acesta.
Dragii mei, tare greu e examenul acesta. Foarte greu. Când trebuie să dai pentru Domnul, eu nu știu ce cere Domnul fiecui dintre noi, și dacă se supără cineva pe mine și dacă mă interpretează cum vrea, este treaba lui, eu n-am venit nici să impresionez, nici să am vârsta când lucrurile acestea au trecut, ci aș vrea ca Domnul să lucreze la inima tuturor și a mea. Când atunci ne cere Domnul ceva pentru El, să fim gata să dăm. Asta. Evanghelia noastră spune așa că Domnul Iisus făcuse minunea învierii lui Lazar. Acum tot poporul știa lucrul acesta și fierbea și chiar la Paștere de la răstignirea Domnului, zice evanghelistul Ioan că poporul a venit pentru Iisus, dar să-l vadă și pe Lazar. Așa scrie Evanghelia. În momentul acela în Betania, Iisus era atât de cunoscut. Oamenii ar fi fost gata, după învierea lui Lazar, să dea orice pentru Domnul. Și zice Domnul la doi apostoli, duceți-vă în satul dinaintea voastră. E un măgăruș legat la cotitura drumului, dezlegați-l și aduceți-mi-l. O să vă întrebe stăpânii, ce faceți, cum, oameni străini? Spuneți, Domnul Iisus are trebuință de el și în momentul ăla nu numai măgărușul, și casa și orice, orice pentru Domnul erau gata să dea. Dragii mei, este bine alții din înaintașii noștri și alți frații noștri care trăiesc, eu primesc revistă în fiecare lună cu prigoanele creștinilor din lume. Nu știți, la ora aceasta au început primăvara asta arabă și a căzut președintele Egiptului. Dar creștinii nu s-au bucurat de așa ceva. Biserica coptă creștină din Egipt trece prin mari prigoane, fiindcă s-a instalat guvern islamic care îi omoară pe creștini. În Siria este dictatură și oamenii vor să scape de dictatură, dar președintele Siriei a tolerat pe creștini. Odată cu instaurarea guvernului islamic, creștinii vor fi dați la moarte. Și vreau să vă spun că în lume e atâta prigoană și frații ăștia noștri sunt gata și viața să-și o dea pentru Domnul. Nu numai casa, nu numai corabia. Noi trăim în vremurile acestea, ai slavă Domnului pentru libertate. Nu știu cât suntem gata să dăm pentru Domnul. Era o poezie de Costache Ioanid, foarte mulți o știți. În vremea aceea, parcă numai aia, pe când eram eu tânăr, o spuneau tinerii, judecata de apoi. Și când ajunge acolo la Avram, îi zice Domnul lui Avram, că omul ăla care i s-a cerut să dea, zice, n-am putut să dau, că am fost așa. Avrame, când eu te-am chemat să dai, ai fost gata, de-ar fi fost al meu pământul, totul ție să-l dădeam. Sunt gata să dau orice pentru Domnul. Apostolul Petru, supus la testul acesta al dăruirii, timpul, corabia, orice pentru Domnul, că până la urmă el a zis așa, odată, Doamne, țineți minte ce-o zis? Am lăsat tot și te-am urmat. Am vreo răsplată? De 100 de ori mai mult aici și în veacul viitor, viața veșnică. Nici o problemă. Dar ești gata pentru aceasta? Îmi aduc aminte că venind de la Suceava odată, am ascultat o cântare. Eu nu știu să cânt, dar vreo dau ca poezie scrisă de Traian Dorz și n-are mai mult decât 3 strofe. Și omul acesta, într-adevăr, cu experiență, a dat tot pentru Domnul. Și poezia zice așa, iată, Doamne, tot ce-mi dai, dacă vrei poți să le iai. Numai dragostea să-mi lași însoțindu-mi orice pași, luminându-mi orice zări, însoțindu-mi orice stări, căci dacă mi-o lași pe ea, n-am pe lume ce mai vrea. Iată, Doamne, tot ce-mi ceri, ieie-mi se orice avere, ieie-mi se în lume tot, fără orice avere pot, numai fără una nu, asta ești, Iisuse, Tu. Când ești Tu averea mea, n-am pe lume ce mai vrea.
Numai chipul de copil, te rog, Doamne, lasă-mi-l, să pot trece neoprit pragul cerului dorit și să ajung cu cel mai sus pe genunchii lui Iisus. Și cât vecii vor ținea, n-am în ceruri ce mai vrea. Amin. Amin. Lăuda fie Domnul. Ce să vă spun? Mirel, care e aici cu noi în adunare și a spus poezia, e din zonă de acolo, de la Rusca Montană, și împreună cu mine acolo lucrează un frate prezbiter, Iosif Curelaru. Socrul lui este de undeva de lângă Baia de Aramă. Și a spus într-o vară, zice, m-am dus la socrul meu. Și am stat o săptămână acolo și socrul meu, zice, Ploscaru Haralambi, un om al lui Dumnezeu. Iosif, este un om bogat aici, zice, undeva la Cloșani, în felul lor. Vrei să mergi cu mine în clacă, la coasă? Zice, merg. Și așa-i câștiga Ploscaru Haralambie pe oameni pentru Domnul. În clacă, n-avea nicio obligație. Și l-a luat și pe Iosif și de dimineața până seara cu coasa, l-a scusit coasa, l-a predicat Evanghelia. Când au fost seara la mâncare, zice bogatul, auzi, Nea Haralambie, n-ai vrea să stai și mâine? Așa, în clacă. Ba da, zice, cum să nu? Stau și mâine. Și stau cu ginerile meu cu tot. Și cu oamenii ăștia, și zice, să le mai spui ce le-ai spus azi. Și fratele Ploscaru, a doua zi, la fel. Seara, a doua seară, când s-au dus, vă mirați de ce vă spun, omul acela a zis așa, bogat, el cu soția, zice, Nea Haralambie, nu știu cât au înțeles oamenii ăștia din ce le-ai vorbit, dar eu și cu soția mea ne pocăim. Aleluia. Și s-au pocăit. Aleluia. Dar nu numai atâta, că eu sunt la examenul dăruirii. Deci au trecut după două luni de la botez și au venit la Nea Ploscaru Haralambie și a zis omul plângând, dumneata te-ai pocăit de tânăr și ai dat pentru Domnul, dar eu nu sunt mai așa tânăr. Spune-mi ce să dau și ce să fac eu pentru Domnul. Și zice, auzi, nu-i nici un pocăit în localitatea Cloșani, ai casă cu etaj, dă-ne la etaj două camere, spargem zidul dintre camere și facem adunare. Zice, zis și făcut. Pentru Domnul dau orice. Și a dat și astăzi biserica este acolo. Lăudat fie Domnul. Un om gata să dea pentru Domnul. Dragii mei, acum noi și vorbim. Dar împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe. Noi suntem supuși înaintea lui Dumnezeu la testul ăsta al făptuirii. Cât dăm pentru... Noi avem avut un predicator la Caransebeș pe Marcu Nichifor. La 18 ani s-a predat Domnului și a scris pe Biblia lui așa. Marcu Nichifor, 18 ani, predat la Domnului 100%. Omul acela, orice, a fost gata să dea pentru Domnul. Și oricând, din timpul lui, din tot ce a avut el, oricând, suntem supuși la testul acesta. Dumnezeu să ne ajute la aceasta și ar vrea să vă spun ce mi-a spus un frate de la Slatina Olt. S-a făcut o evanghelizare, probabil acolo unde a fost el, dar a fost o evanghelizare din asta cu har, cu plânsete, cu... Și cum se obișnuiește prin adunările noastre, la cântarea de încheiere să strâng darurile. Zice că omul care strângea darurile a trecut printre rânduri un băiat, avea vreo 12 ani, dar nu mai putea de plâns acolo, cercetat. Sărac era. Și a trecut farfuria prin fața lui și l-a luat în brațe pe omul care strângea banii cu farfuria și i-a spus ceva la ureche. Ăsta a început să plângă și el, l-a luat în față și l-a pus pe scaun și a spus... Auzi, Daniele, spune adunării ce mi-ai spus mie la ureche. Și plângând a spus, i-a spus, Domnule,
Eu n-am ce da, eu mă dau pe mine. Amin. Acum, dragii mei, nu știu ce să se cere, timpul, plecarea din locul acesta, mașina, nu știu. Dar ești supus la testul acesta să-mi ajute și să ne ajute Dumnezeu să-l trecem cu bine. Amin. Sfântul Petru l-a trecut cu brio. Aici i-a dat corabia. Apoi, doi, examenul ascultării. S-a încheiat predica, hai să zicem așa, de la 9 dimineața pe la 2 după masă. Petre, ai nota 10. Acum fiindcă ai ascultat, dă corabia numai așa, cumva vreo 20 de metri și aruncă smrejele pentru pescuire. Petru era pescar meseriaș. Domnul Iisus, Domnul Iisus, slăvit să fie El. Petru zicea, peștele nu se prinde numai noaptea și nu se prinde numai în largul mării. La ora asta, în locul unde spui tu să arunc, nu e niciun pește. Este irațional. Nu este logic. Dar la cuvântul tău eu arunc mreaja. Sfântul Petru îi pus la examenul ascultării. Știți ce a zis Richard Wurmbrand? Și ce dacă parte din adevăr este irațional? Lui Dumnezeu îi place să locuiască în întunericul din inconștientul nostru sau din subconștientul nostru. Ce dacă parte din adevăr e irațional? Nu poți să-l explici. Nu? Și acum, dragii mei, apostolul îi pus la test. Uite acum, când să o încheia predica, s-au predat oamenii, s-a încheiat tot, să mă duc acasă, cum mă pune să pescuiesc și unde mă pune? Și la ce oră? Examenul ascultării. Știți ce a zis într-o cântare fratele Niculiță Moldoveanu? Dintre darurile tale, Dumnezeul îndurării, eu te rog acum să-mi dărui darul sfânt al ascultării. Apoi ascultarea de Dumnezeu face mai mult decât orice. Catolicii au un sfânt la care țin foarte mult. Francis din Assisi. Francis din Assisi a trăit așa înainte și după anul 1200. Cadavrul lui sfânt e acolo undeva la Perugia, în Italia, și se închină oamenii și stau acolo la coadă la el în fiecare zi. Dar se crede cu adevărat că a fost un mare sfânt. Când l-au văzut tinerii de vârsta lui, ce dar are, ce har, ce putere asupra demonului, s-au dat către el și s-au adunat până în 15 tineri acolo undeva în Sihăstrie unde stătea el. Și ar fi vrut tot să ajungă ca el. Acum era vreme de primăvară și Francis de Assisi a adus de undeva răsat de varză și a spus, eu plec în oraș, voi aici unde am pregătit eu terenul, îmi plantați varza, dar nu o puneți cu rădășina în pământ, o puneți cu frunzele în pământ. Și a plecat. Și ăștia au zis, ce vrea să spună ăsta? Ce vrea să, ce să înțelegem noi? Păi dar nu e normal să faci așa ceva. Și ăștia au zis, măi, ăsta a vrut să vadă dacă noi suntem oameni normali. Asta a vrut. Și noi punem cum se pune varza. Trei au zis, nu e normal, dar noi facem cum a spus el. Când a venit Francis din Assisi, ăștia a aliniat tot varza frumos, pusă udată, ăia la alți trei, zice, au pus-o cu frunzele în pământ. Zice, cei trei care au pus-o, cum o zis, am zis eu să vin aici. Voi rămâneți cu mine, voi acasă. Domnul pretinde ascultare. Amin? Amin. Păi asta. Imagina, hai să vorbim numai un adevăr. Care dintre dumneavoastră n-ați fost undeva la apă termală, la bazin, la râu, la scaldă? De câte ori ați făcut lucrul acesta? Și acum Domnul zice, cine crede și se botează, va fi mântuit. Păi raționale, să te bagi în apă și să ieși afară, nu m-am băgat de atâtea ori. Îi porunca ascultării de Dumnezeu. Amin. Amin. Și apostolul Petru a fost supus la testul acesta al ascultării. Binecuvântați-l cei care
ascultă de Domnul și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Domnul Iisus a fost supus la testul acesta, am citit de Zac Bonen, zice Domnul Iisus Hristos a trecut de zeci de ori în templu pe lângă slăbănogul care cerea de pomană. Și ăsta a auzit câte minuni a făcut Domnul. Și pe el nu l-a vindecat. Nu l-a vindecat. N-a primit ordin de la tata. Și de câte ori trecea pe lângă el, zicea, nu fac eu vindecarea. Imediat după înălțarea mea la cer, Petru și Ioan îl vor vindeca. Așa e în planul Dumnezeu. Domnul Iisus i-a văzut în templu vânzând și cumpărând de zeci de ori și râvna pentru casa Domnului îi mânca, dar n-a acționat până i-a spus tata, azi iei biciul și-i scos afară. Ascultarea de voia Domnului este cel mai mare lucru. Acum, rațional, e așa, dar binecuvântați sunt oamenii care ascultă de vocea Domnului. Eu am un băiat care cântă foarte frumos și a lucrat în Spania multă vreme și a câștigat bani mulți atunci și a spus așa, niciodată, nici până atunci, nici de atunci, Domnul mi-a vorbit, mă rugasem foarte mult și în mintea mea mi-a vorbit clar, am testat vocea, a fost vocea Domnului, s-a supărat soția, s-a așa, mi-a spus Domnul și când să plec și unde să plec și unde să stau, da, nu mă pot împotrivi voii sale. Ascultarea de Domnul, Dumnezeu să ne ajute ca toți să trecem acest examen cu bine. E tot mai greu, unii oameni sunt socotiți anormali când ascultă de Domnul. Știți că americanii au un mare păstor, James Dobson, care predă lecții de familii la toată America. Ăsta a fost predicator la o biserică de 7000 de membri. Un băiat al lui a luat o razna. Și a stat înaintea Domnului și Domnul i-a spus ce să facă și a anunțat biserica. De duminică va alegeți un alt păstor, eu mă retrag acasă la țară, de la o biserică de 7000 de membri la 15 membri și voi rămâne acolo. Trebuie să mă ocup de băiatul care mi l-a dat Domnul. Vai, ce-a fost în biserică, om nenormal, ăsta nu-i... Cum am putut să credem? Cum? S-a retras acolo și a crescut băiatul ăla. Și băiatul ăla este acel James Dobson care dă educații de familie la toată America și în toată planeta pe unde este invitat. Asta e ascultarea de Domnul. Da, să nu vă supărați dacă vă spun, eu am lucrat la Oțelul Roșu și la o biserică și acum mai merg, a unei fundații cu tineretul să ocupa cu copiii străzii. Și veneau misionari cam de prin toată lumea. Și a venit un băiat tânăr și frumos, așa, necăsătorit, Jason îl chema. Și acum eu să-l testez puțin, zic, au venit aici, cine știe ce, mormoni, de unde, ce să iei în America. Da, zic către el, Jason, tu ești creștin? Creștin, da. Din ce adunare faci tu parte? Mă, cât știa Jason românește, zice, frate Petrică, adunarea din care fac eu parte se numește, asta e firma ei, adunarea nebunilor pentru Hristos. Nu-i penticostală, nu-i baptistă, nu-i creștin. Adunarea nebunilor pentru Hristos. Știți ceva, o fi cu supărare, dar avem tot mai puțin nebuni pentru Hristos. Și e grav. Dacă vă duceți în țara Hațegului, este o localitate, Ohaba Sibișel. Acolo este un credincios pe nume Romulus, nu știu celălalt nume al lui. Are cei mai frumoși cai din localitate. Romulus lucrează la toată lumea care îl cheamă când poate și nu ia bani de la nimeni. Nu mai avem nebuni din ăștia care să lasă tot și să-L asculte pe Domnul, să facă ceva pentru El. Când Domnul îi cheamă, eu nu vorbesc de naivitate. Tot mai puțin din el. Noi ne lăudăm cu oameni ca Brainerd,
care a lăsat totul și a murit la 29 de ani când a adus toți amerindienii la picioarele Domnului Iisus Hristos. Dar numai un om nebun, bolnav de TBC-ul, să mor la 29 de ani, nu l-a interesat. Zi și noapte, pe ploaie, pe frig, călări, pe jos, pe acolo prin sălbăticiunile, prin jungla americană, i-a căutat pe oameni și i-a dus la Hristos. Oameni care ascultă de Domnul 100%. Petru îi pus la, supus la testul ascultării. Acolo unde spun eu arunci mreaja, acolo nu se poate prinde pește, dar la cuvântul tău o fac. Lăudați să fie Domnul. Dragii mei, cuvântul Domnului rămâne în viac. Și la 1 Corinteni Apostolul Pavel, la capitolul 4 cu versetul 6, spune să le spui fraților să nu treacă peste ce este scris. Îi scris, trebuie să credem și trebuie să împlinim ceea ce este scris. Apostolul Petru a trecut examenul cu brio și apoi, acum, examenul următor și foarte greu pentru mine și pentru dumneavoastră. Spre mirarea lui se umplu mrejile. Și nu se umplu cum așa, să rup mrejile. Dincolo alți flămânzi și săraci care au pescuit de două nopți și n-au prins niciun pește, și datori și în nevoi, să uită cum trag ăștia mrejile, să rup. Ce faci când să se umplu mrejile? Și acum tot cerul să uita și toți îngerii și Domnul. Acum să-l văd eu pe Petru ce face. Când și-au umplut mrejile, acui la examenul cu mrejile pline. Te-a binecuvântat Domnul cum n-ai fost binecuvântat niciodată. Ai câștigat în luna asta cum n-ai câștigat de când ești în Austria și în Germania. Te-a binecuvântat Domnul când e criză economică, cum n-ai fost binecuvântat niciodată. Acum să uită cerul, ce faci? Acum când ți se rup mrejile, ce faci? Iar vreau să vă spun că tot cu 10 a luat examenul. Ăsta eu l-am numit examenul tovărășiei. Veniți aici să împărțim. Să rup brejile și să-i arunc în apă. Veniți aici. Pe când eu eram tânăr, îmi plăcea să cutreier munții și am mers foarte mult la cules de afină, de zmeură și nu totdeauna găseai. Dar se întâmpla că era câte un coleg cu care te duceai după zmeură, gândeam 6-7, care undeva într-o văgăună da păstă ele. Și nu-l mai auzeai. Ione, Ionică, Ionică, până și umplea găleata. Și tu veneai cu găleata goală și el cu găleata plină, că mai trebuia să ducă și mâine unii o găsesc zmeuri și în asta. Ce facem când ni se umplu mrejile? Când am dat păstă binecuvântare? Asta e. Domnul, să faci semn tovarășilor tăi. Le faci? Asta e. Oh, Doamne Dumnezeule, ajută-ne. Acum nu știu, mie mi s-a dat cuvântul acesta în 2 Împărați, capitolul 7. Niște leproși în timpul lui Elisei. Au zis, băi, stăm aici, murim de foame, ne ducem la sirieni, omoară. Noi tot murim. Ieșim să vedem și acolo. Domnul a făcut să se audă vârtej de vânt, cară, călăreți. Sirienii au lăsat tot și au plecat. Ăștia când se duc, ei mureau de foame, evreii, fraților. Să duc într-un cort, și dar nici nu poți să duci și ai găsit într-un cort. Ălalalt. Veniți încoași. Ce facem noi, nu-i bine. Frații noștri mor de foame, ne ducem și îi aducem și pe ei. Deși acei leproși erau izgoniți afară de oameni și după lege, ne ducem și după frații noștri și Dumnezeu îi binecuvântează. Acum, dragii mei, nu știu, fiecare din noi cred că Dumnezeu îl pune și la examenul acesta.
Săptămâna trecută, joi, eu am fost la Simiria, la evangelizare, în 26, da, în 26 ianuarie, acolo la Simiria, sub deal, trăiește un sfânt, fratele Valerii Rinca. El a fost în închisoare cu dor, s-a mai rămas în viață, a împlinit 86 de ani și am fost exact de ziua lui să-l felicit. Așa, cu ceilalți, cu Vurbrand, cu... E fost în închisoare. Știți ce mi-a spus fratele Valer? Zice, în celulă când eram împreună toți acolo. Mai făceam asta cu cana, vorbeam aici cu ei din celula aialaltă. Eu eram șef de cameră. Mă puseseră acolo. Și n-aveai voie să stai pe pat deloc. Era un pat acolo, unul s-a pus pe pat cu fața la perete. Și eu am vorbit cu cana dincolo de el, cu ăla așa. S-a uitat gardianul și zice, Valer, trimite-l pe ăla din pat care vorbește cu cana la... Zice, nu el a vorbit, eu am vorbit. Hai cu mine, la carceră. Era luna noiembrie și a trebuit să stau 5 zile la carceră. Nu pat, nu scaun, nu masă, nu nimic. 5 zile. Păcimentul rece. Vorbeam, zice, a avut așa de la Domnul, avea înțelepciunea asta sfântă, eu n-am avut manta. Dar mantaua lui a dat-o jos și zice, Valer, ia-ți mantaua că ai uitat-o și m-a aruncat-o. Am avut noroc că am ținut-o și cel puțin mi-a fost mai bine așa. Și îmi da în fiecare zi câte o gamelă cu apă caldă și la două zile îmi da o bucățică de pâine. Zice, cât am stat în închisoare, nici înainte, nici după, nu s-a întâmplat. Într-o dimineață s-a deschis ferestruica aia și cineva mi-a dat jumătate de pâine. Acolo. După 5 zile am ieșit. Mă așteptau toți așa. Vurbrand zice, Valer, ce ți-a dat Domnul? Vurbrand, toți făceau pentru ei, pentru el era bolnav de TBC și avea nevoie de mâncare. Toți făceau economii din pâinea lor să-i dea și lui. Și zice, Domnul mi-a dat jumătate de pâine și un sfert ți-am adus ție. Examenul tovărășiei. Să trăiești cu apă caldă, să nu poți să stai pe scaun, să-ți dea jumătate de pâine, abia să o apuci și să o îmbuci și să ai grijă că mai ai pe cineva care trebuie să-i dai și lui un sfert. Eu l-am ascultat pe Richard Vurbrand în sala palatului când a spus așa, în celula morții, unde am fost eu, la Ocnele Mari, nu se trăia mai mult de 2 săptămâni. Numai eu am trăit 2 ani ca să vă spun ce a fost acolo. Și a spus așa, unul a lișinat și a căzut. Erau între gardieni și oameni care aveau și eu scânteie de milă în ei și zice, unul a deschis vizeta și a zis, 2 bucăți de zahăr cubic, dați-le la cel care a lișinat, ca să-și revină. Și i le-au dat și omul acela și-a revenit între timp, s-a uitat la zahăr și a spus, nu le pot lua, că s-ar putea ca mâine altul să fie mai rău ca mine. Vă mirați dacă vă spun, cu urechile mele l-am auzit și în fața mea și a noastră a vorbit, zice, 2 ani de zile a umblat din buzunar în buzunar și nimeni n-a îndrăznit să le sacrifice, gândindu-se fiecare că mâine e mai rău la tovarășul lui decât lui. Și am ieșit din închisoare după 2 ani de zile și cele 2 bucăți de zahăr n-au fost consumate, fiindcă au fost puși la examenul acela al tovărășiei. Ce faci? Noi am avut un păstor pe nume Cornea Dragomir, a stat la Hațeg. Și Cure Simeon, care era elevul lui, făcea practică de la seminar și n-aveau mașini și trenuri și n-aveau bani de tren, prin zăpada până la brâu treceau de la un sat la altul. Și atunci bieță fraz binevoitor, iarna este cum este, cârna, slănină, brânză, Cornea Dragomir zicea așa, pentru mine un pahar de ceai ajunge. Și Simeon Cure îi zice când s-au culcat, băi, mă enervez cu paharul tău de ceai. Păi toată seara,
frață-s binevoitor și dau. Zice Simioane, acasă-i soția și trei fete, să culcă flămânde, eu nu mă pot culca sătul, când știu că ele să culcă flămânde. Nu pot lucrul acesta. La examenul tovărășiei ți se rup mrejile. Când vezi că mreaja ți-i pline, ești gata să faci semn tovarășilor tăi? Petru a fost gata. Și din întâmplare, tovarășii lui au devenit și ei apostoli. Poate și pentru faptul acesta că cineva s-a gândit la ei, haide să umpleți și voi mreaja. Și mulți au fost aceia. Mă duc, eu v-am spus lucruri practice, puteam să vă spun acum o predică împărțită în trei părți, dar vreau să vă spun lucruri practice, să luăm decizii, hotărâri. Un bătrân nu era voie să botez decât din familii de pocăiți. Și zice fratele Sima, de văzul lumii. Nu poți să te botezi că nu faci parte din familie de pocăiți. Pe aia parte o să te duci, te îmbraci în alb duminică și vin la botez. Că altcum nu era. Zice, n-am ce face că în satul meu nu-i nici un pocăit și am citit în Evanghelie că trebuie să mă botez. Multă vreme n-am mai știut de bătrânul ăla nimic și n-am mai știut. La o evanghelizare la Baru, spre Târgu, spre Valea Jiului, văd un tânăr așa, cu un băiat în brațe și mă zic, de unde ești? Zice, sunt din localitatea Cotare, de la Crivadea. Da? Băi, zic, eu știu de un bătrân care odată s-a botezat. Zice, bătrânul ăla numai anul trecut a murit la 100 de ani. Și suntem 25 de tineri în biserică pentru credința lui bătrânul ăla. 25 de tineri, toți. Nu erau alți membri, ei, 25 de tineri. Știți ce făcea el? Nu i-a câștigat cu evanghelizarea, nu cu afișele, nu cu grupuri, nu cu predicatorii scusiți. Își lua zi de post și se ducea la oameni, le cosea, le muncea, le predica Evanghelia și îi câștiga pentru Hristos. Fiindcă a știut ce înseamnă să fii mântuit, să mergi în împărăția lui Dumnezeu și ce înseamnă să fii nemântuit și să te duci în iad. Și atunci faci semn și la tovarășul, vină că noi am găsit pe Domnul. Andrei, cel din tâi, l-a chemat pe fratele său, hai că noi l-am găsit pe Domnul. Amen. Când apostolul Petru a văzut, Dumnezeu lucrează într-un mod minunat, Domnul Iisus ascult de el, este totul, cade la picioarele lui și, Doamne, acum văd că sunt nimic. Ce am gândit eu azi dimineață când m-ai chemat la corabie, să-ți dau corabia? Ce am gândit eu mai adineaur când mi-ai spus să arunc mreaja? Doamne, Tu știi că toate sunt cunoscute. Ce am cârtit eu? Acum, când văd ce s-a întâmplat, mă prăbușesc la picioarele Tale, sunt nimic. Și acum să văd ce faci cu peștele. Jumătate l-ai dat, ți-a mai rămas jumătate. Știi ce scrie Evanghelia? Au scos corăbile la mal. Au lăsat totul. Și au plecat după Iisus. Și acum are loc graduarea apostolului. Domnul așa i-a graduat pe sfinții lui. Le-a dat calificative. Daniele, dacă ai stat 21 de zile în post, rămâi cu numele acesta, preiubit și scump. David, fiindcă ai biruit, te-ai pocăit, rămâi omul după inima lui Dumnezeu. Petre, ai luat examenul cu 10, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Doctor în teologie. Lăudat fie Domnul. Acum, dragii mei, nu știu la ce examen eu am dat câteva după text, ne pune Domnul, Dumnezeu cel mare și sfânt să ne ajute.
să le trecem cu bine. Amin. Toate examenele vieții noastre și unde ni s-o cere și ce ni se cere, să fim gata pentru el oricând. Amin. A fost George Müller, un mare om al lui Dumnezeu, până la 70 de ani, mii de orfani și orfelinate a făcut, și la 70 de ani Domnul i-a zis să acupleșe în lume și predice Evanghelia. La 70 de ani? Până la 90 de ani a cutreierat planeta, nu cu mijloacele de acum. Și a predicat Evanghelia și a chemat oamenii la Domnul. La 70 de ani. La noi în biserică au venit din Franța, stabiliți în Elveția, ieșiseră la pensie. Pensii grele. Vilă în Elveția tot. Și zice, am stat înaintea Domnului și am auzit așa. Carmel! În rugăciune. Carmel! A stat, spune-mi, Doamne, ce-i? Te muți în Israel și cauți oameni să-i aduci la Domnul. Mântuirea a venit de la evrei, cu duceți-le și voi lor. Și nu puteam eu să stau liniștit. Și a luat nevasta Claude pe sora Nelly și un nepoțel și s-au mutat la Ierusalim. Și zice, nu-i ca aici să faci evanghelizări și așa. Ne-am angajat în lucrări humanitare din astea, în armată, să putem să le dăm Biblie, să le ducem Evanghelia. Și puteam și noi liniștiți la pensie să ne oprim acolo. Stăm, Domnul ne-a chemat. Și nu am putut să ne împotrivim Domnului. Cum a zis Sfântul Pavel, n-am putut să mă împotrivesc vedeniei cerești. Să nu ne împotrivim voii Domnului. Nu știu ce vi se cere și ce mi se cere de acum înainte să-mi ajute Dumnezeu precum am predicat să pot împlini. Și dumneavoastră la fel. Pregătiți-mă altceva, dar poate mâine îi se cere ceva cuiva și să fie gata, înțelegând ce i s-a spus în seara aceasta, să facă spre Domnul și pentru El. Amin. Amin. Am vrea să ne ridicăm la rugăciune și dacă am făcut-o așa și până acum, fiecare din noi să se roage Domnului și după aceea o să închei eu cu rugăciune și după aia frață să facă ce știu în continuare. Dar haideți să ne rugăm Domnului, căindu-ne, pocăindu-ne, hotărându-ne, luând hotărâri. Domnul știe la fiecare ce îi se cere și Duhul Sfânt vă dă rugăciunea care merge la tron. Amin. Ne rugăm.